Înfrângerile cu Potaița Turda și Steaua București au tăiat din elanul handbaliștilor de la HC Dobrogea Sud, însă constanțenii nu renunță la lupta din Liga Națională. Chiar dacă a suferit câteva pierderi importante în startul acestui an, care au afectat din plin jocul echipei, HCDS este încrezătoare în propriile forțe pentru meciurile care au mai rămas de disputat până la finalul sezonului. Iar primul dintre acestea se anunță unul de 5 stele, când la Sala Sporturilor va veni campioana României Dinamo București. Chiar dacă pornesc cu șansa a doua la victorie, constanțenii nu uită de rivalitatea cu Dulăii și promit să lupte până la ultimul strop de energie. Meci foarte greu, derby e derby, am câștigat Supercupa cu ei, dar am pierdut la Stefan cel Mare și vedem sâmbătă. Cred că avem șansa noastră și vedem. Se vede că e greu, nu avem schimbări, foarte multe avem copii pe bancă, dar am să încerc să-i bag și pe ei. Asta e, dacă aici s-a ajuns, voi juca cu copiii pe care noi i-am crescut, am să-i arunc chiar și mâine în marele derby, să-i arunc și pe ei să joace, să vadă cum e și vedem, poate iese ceva bun și așa. Asta e. Un rol important la această partidă îl vor juca suporterii, de la care handbaliștii constanțeni se așteaptă să fie plusul care să-i împingă spre o nouă victorie în fața lui Dinamo. Echipa asta își va vinde scump pielea pentru orice punct. Nu contează că joacă cu Dinamo sau joacă cu, nu știu, ultima clasată sau joacă cu Vizla Plov. Se va bate de la egal la egal cu oricine, chiar și în condițiile astea. Și sperăm ca ei să ne susțină că acum avem nevoie mai mult ca niciodată, nu când e numai la bine. Sunt convins că va fi un spectacol handbalistic foarte, foarte bun sâmbătă la Constanța. Drept pentru care invit pe toți iubitorii handbalului și toți iubitorii și fanii noștri să fie alături de noi, să vină la sală să ne susțină. Din păcate nu pot să spun să umple sala deoarece jucăm cu restricții, dar sperăm să fie cât mai multă lume și să aplaude un spectacol handbalistic. Înaintea partidei de sâmbătă, Dinamo București și HC Dobrogea Sud completează podiumul Ligii Naționale de Handbal Masculin alături de liderul provizoriu Potaița Turda, care au însă 3, respectiv 2 meciuri în plus disputate. HC Dobrogea Sud Potaița Turda, contând pentru etapa cu numărul 18 în Liga Națională, se joacă sâmbătă după amiază în Sala Sporturilor cu începere de la ora 15:30. Accesul este permis la 30% din capacitatea tribunelor, cu certificat verde sau cu test COVID-19 negativ.